Hei, salutare dragilor și bun venit la un nou episod din Techit cu Avgă. După cum vedeți, mi-am mai plantat aici niște copaci de cauciuc. O să avem nevoie de destul de mult cauciuc. Și ideea e că rășina asta de cauciuc de aici, globii ăștia, ei tot apar. Ca atare nu-i tai, ci îi las așa cum sunt ei. Nu e neapărat să lăsăm frunzele acelea, dar n-am ajuns la ele. Și mai plantez aici colo. Aveam osul ăla de la un schelet și încă unul. Și am făcut încă niște copăcei. Ei în acest mod cresc instant. Și rup așa frunzele. Așa, uite, mi-a mai căzut încă un copăcel. Și trebuie să rup frunzele ca celelalte să cadă naturalmente. Așa. Să nu se atingă de niciun copac. Uite, asta se ating de copacul ăsta alt. Bun. Și hai să le iau și pe astea. Bun. Și mi-am pus aici o cutie. O cutie banală. Am aici niște rășină din asta lipicioasă. Și niște robineți. Și mai mă duc din când în când și culeg. Uite aici, culeg. Unde mai avem? C-am mai văzut eu. Uite aici. Așa. Unde o zburat? Zboară cât colo. Asta mă jenează puțin că zboară foarte departe. Ia, tâc. Așa, le-am luat pe astea. Ne uităm și din unghiul acesta. Nu mai e nimica. Încercăm să fugim, dar nu merge cu controlul. Ne uităm și de aici și tot timpul o să ne uităm din toate patru unghiurile. A, uite și încă una aici. Bun. Și cam atâta cu administrativul. Punem ăsta înapoi, punem ăsta peste. Bun. Hai să vedem ce am făcut noi în ultimul episod. În ultimul episod avem acea cutie aici. Așa, asta e cutia cu prăstioare. Ne ducem aminte de ea. Și am făcut aici o cutie șmecheră cu totul ce am primit, inclusiv aceste super pietre prețioase. Ăsta este lingou de fier care îmi rămăsese. Unde e fier? Aici e fier. Așa. A, și pe astea aș putea să le duc acolo sau pe alea să le duc încoace. Nu contează. Am zis că sunt resurse mai speciale. Dar, în primul și în primul rând, hai să luăm 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Mamă, la fix! Așa, super! Chiar la fix! Mă gândeam că poate va trebui să am multicoloră treaba. Asta vine aici. Bun. Așa, și lemne, mai am lemne pe aici? Bun, am, uite, și bețe. Hai să ne facem în primul rând și în primul rând niște unelte foarte interesante. Și anume, facem... A, nu merge cu trasul. Bun. Facem una bucată târnăcop. Facem una bucată lopată. Asta o punem aici. Facem... Aici, de ce sunt patru? A, avem unul în plus chiar. Facem una bucată... Topor. Și una bucată sabie. Yay! Și pe asta aici. Hai să depozităm asta aici. Uite că nu o să le mai folosesc niciodată în toată viața mea. Dar e bine să le păstrăm acolo și pe ăsta îl punem la locul lui. Bun, acum avem arme mult mai puternice. Ia, scrie? Nu scrie. A, da! Avem pe fiecare obiect pe care ține mouse-ul, avem dedesubt, avem un MK. Aceea este valoarea lui de, să zic, energie, cum ar veni. El se va putea transforma după aia în altceva și asta o să vedem pe parcurs. În primul și în primul rând, ce vreau eu să facem în acest episod este...
Aceste minerale nu vreau să le topim direct. Aș vrea să le macerăm, să le pulverizăm. Să le facem praf pe care după aia îl topim. Numai că un minereu din acesta îmi va da două prafuri. Ca atare dintr-o producție pot să dublez cantitatea și hai să vedem cum facem asta. Ne uităm aici și vedem macerator. Bun, aceasta este formula de la macerator și îmi trebuie flint. Cred că am ceva flint. Dacă dau U pe el, îmi zice la ce e bun. Aha, e bun la un macerator mai șmecher. Bun, nu mă interesează. Deci macerator. Și maceratorul ce face? Ia. Dacă scriem pul, nu merge. Bun, deci ne-ar trebui un macerator ca să piseze practic minereurile pe care noi le-am cules, să le piseze în prafuri și le pisează, cum ziceam, în câte două. Și ziceam că avem nevoie de un flint, am unu, hai să încercăm să mai facem rost de încă două. Ia. Mace. Dă-sta-am, ăsta ce este? Refined iron, care cum se face? Vedem că se topește iron normal, deci mi-ar trebui, încă o dată mă uit, aha, pam, îmi dă un bloc de mașinărie, deci trebuie să ard 8 fier oricum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, uite, pe tine te pun aici, ce faci? Așa. Bun, cât se arde ăla, după aia va trebui să-l mai ardem încă o dată. Ne va mai trebui, cum ziceam, flint. Bun. Hai să facem rost de flint, ca în vanila. Și cum... A, uite, încă unul și mai îmi trebuie... Stai că mi-am pierdut un... Nu știu unde mi-e al patrulea gravel. Da, l-am pierdut. Aia e. Nu știu unde a dispărut, dar hai să vedem. Sau dă în acest mod ore aia, ore aia. Adică vedem acum. Cât se fac alea la cuptor. Cine a mai urmărit anumite episoade pe YouTube, de genul hardcore, unde se joacă pe server și se urmărește... A, gata. Stai că s-a terminat asta. Gata. Se urmește ori într-o echipă, ori singuri să... Da, uite, vezi tu, îmi dă doar două. Ori într-o echipă, ori singuri, să se facă, de exemplu, săgeți, unde nu poți să primești chestiile așa cu una, cu două, nu-ți crește viața decât dacă mănânci mere de aur. Există niște moduri foarte interesante și foarte, foarte aparte, făcute de niște oameni cu cap. Dar în episoade de genul ăla, tot așa, se vâna flintul din din gravel foarte mult așa. Și după aia cu lopata. Avem 3 din astea. Hai să mai vedem încă o dată. Pam. Și îmi trebuie unul de ăsta. Și pentru ăsta îmi trebuie redstone. Bun. Avem redstone? Nu avem redstone. Deci scopul nostru este să mergem după redstone în acest episod. Hai să mergem după redstone. Tung. De asta e să-mi las chestiile acasă. Asta le las aici. Aici un pat bine să avem cu noi. Hai după redstone.
Tang, tang, tang. Și o să mergem în direcția... le iau la întoarcere. O să mergem înspre canionul ăla și sperăm să ajungem cât mai jos, să luăm niște redstone. Și pentru asta o să facem un mic salt scurt. Și am ajuns în canion. Și sperăm să nu ne rătăcim prea mult, încolo e casa. Aha, pe aici am plecat atunci. Hai să vedem încoace ce a rămas necules. Încolo e cam blocat. Pe aici aud monștri. Ia, aici e cam... Mi-am lăsat bețele alea, că dacă îmi luam bețele alea cu mine, puteam să-mi fac și eu un stack de... Opa, halo! Tâng, 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 tâng. Pardon, mă scuzi? Putem să fac și eu un stack de lumânări de torțe, să le iau cu mine. Dar, deocamdată sunt cam limitat așa, puțin la... Opa, un nou minereu. Și pe ăsta, cred că îl știm cu toții. A, nu știm. Nicolite. Am crezut că e lapis. Nicolite. Seamănă destul de mult și cu diamantul la culoare. Nicolite. La ce îl foloseam pe ăsta? Nu mai știu. După cum ziceam, n-am mai jucat de foarte mult timp. Și ăsta este... Uraniu. Mamă. Chiar îmi doream uraniu. A, nu, ăsta e lapis. Ia. Da, ăsta e clasicul lapis. Are și aceeași textură. Lapis lazuli. Ei! Așa, aici ce mai avem? Avem niște chestii drăguțe. Hai să le iau și pe astea. Era bun și Nicolaitul ăsta de la ceva, dar... Bravo, Avg, sap sub tine. Super. Dar nu mai știu exact la ce. Stai că mai e unul aici, și unul aici, și unul aici, și unul aici, și unul aici. E aproape la fel de frecvent ca redstone-ul. Uite, și unul aici. În ciorchine mă refer. Însă este noi, uite, suntem la nivelul 16. Să sperăm că dăm de niște redstone. Mi-ar trebui niște redstone, măcar câteva firimituri de redstone, să facem maceratorul. Ne trebuie pentru, cum ziceam, pentru... pentru aceste microchipuri, electronic circuit, pentru a le face ne trebuie redstone. Avem aici niște fier dublu rafinat și aceste cabluri se fac pur și simplu din cupru și niște cauciuc care se face din... acele bucățele de rășină de copac arsă. Dar fără redstone nu o să ne putem descurca. Ca atare încercăm să facem cât mai bine rost de redstone. Da, cred că o să caut ceva redstone pe aici. Nivelul este relativ ok. Stai să vedem și noi ceva, așa. Nivelul este relativ ok, suntem la nivel 16, poate dăm și de niște diamante. Și vă anunț când găsesc ceva interesant. În sfârșit redstone. Și să sperăm că nu-i singur. Bun, nu-i singur. Hai, dăm o sumă nu mai impresiona foarte tare. Dar ai... Unde ieșim? Pe aici ieșim. Unde ieșim? Pe aici ieșim. Așa. Cărbunescu. Bun. Încă niște redstone. Stai să-mi... Cum ziceam, stau prost cu torțele. Ia, să te pun eu pe tine aici și torța mea înapoi aici. Așa. Bun. Nu-i bine aici. Trebuie să o pun mai jos. Îmi cer scuze, nu se prea vede. Aici e deja... Cred că... Doar atât? A, uite, mai e niște... Stai să aducem torța mai aproape. Îmi cer scuze de întuneric. Bun. 1. Super. Ia uite câte sunt. 2. 3. 4. Bun. Am luat și 4 rubine și... Îmi cer scuze de întuneric. La 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 la.
Hai să venim cu torța aici. Nu aici. Aici. Și să-mi iau și niște, dacă tot suntem aici, niște obsidian. Cu toate că aș putea să le iau mult mai încolo. Dar nu strică să iau niște obsidian. Hai să vedem. Se ia sau nu se ia? Nu se ia. Cu această unealtă nu se ia. Bun. O să fie greu cu filmatul pe întuneric fără torțe. O să-mi sting și eu toate lumile din cameră. Și sper să ajung nevătămat sus. Este și noapte afară. Da. Hai să vedem scurt ce am mai făcut rost. Am mai făcut rost de 21 de tin din ăsta, de un fel de aluminiu, 24 de cupru, 12 argint, 22 de fier, acele două uraniu și pe astea le știm. Și am mai găsit niște pietre prețioase. Ia să le pun eu una lângă alta. Bun. Și acum o să dau o fugă pentru întuneric, că n-am fost destul de isteț să-mi iau și eu niște lemn la mine. Țineți minte, tot timpul, lemn la voi. Un stec de lemn nu strică niciodată. Îți ocupă un stec aici, un pătrățel nu strică niciodată. Și ne vedem acasică cu cele 24 de redstone. Ce am auzit? N-am auzit nimic. Bine. Și iată peste ce am dat noi pe drum spre casă, peste niște aur. Unu? Doar doi. Dar tot e bine. Am dat peste niște aur și evident alte minereuri pe aici, dar încolo nu e casa noastră. Cred că încolo trebuie să iau. Hei, hei, și niște diamant am găsit. Stai să mai aduc o torță. Unde e cealaltă torță? Mă plimb cu două torțe după mine. Zici că sunt în... uite și încă niște redstone. Mai găsisem și redstone mai devreme, încă vreo 10. Și acum... Alo? Uite și acolo diamant. Bun. Hai să le culeg și pe astea pe toate. Da. Mă duc să le culeg. Și cred că ne vedem în bază, teoretic.